Recet, primarul Comunei Balș a semnat la București contractul de finanțare pentru amenajarea unei piste pentru biciclete în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Componența investițională oferă comunităților o șansă la dezvoltare turistică și mai ales de promovare. Primarul de aici este pus pe fapte mari și spune că nu vrea să rateze nici o axă de finanțare, cu atât mai mult cu cât și această pistă va facilita accesul oamenilor către satul Mada și până în centrul de comună, care în prezent trebuie să parcurgă aproximativ 25 de kilometri. Și mă gândeam la cine a trăit și mi-ar prinde bine mie acolo în junglă pista de biciclete. Știți că o grămadă de oameni sunt interesați. Am depus un proiect pentru pista de biciclete, am și semnat finanțarea acum. Și deja oamenii sunt curajoși, sunt interesați, sunt curioși. Când vei da, când vei începe, ce va fi? Pentru că l-am făcut să atingă și obiectivul cheile măzii, unde leagă și satul Mada de centru de comună. Pentru că eu am acolo o chestie, ca să vin la satul Mada, care e lângă Gioagiu, trebuie să vin vreo 25 de km pe la Bozeș, să ajung acolo pe drum asfaltat. Pe când peste Coamă, peste deal la mine, acolo 7 km. Inclusiv pe Agher Saline am un proiect pe modernizare de drum acolo. Vreau să-l fac, să trec. Vreau, am o țintă asta, să mă duc la Mada și de acolo să cobor la centru de comună, pe la mine, pe teritoriu, să nu mai vin pe la Gioagiu. E din două figuri pe PNRR, dar am acum 3 km jumate și mai am pe mediu încă 3 km. Deci ajung în centru pe ea. Deci chiar ce trebuie. Dar asta vă spuneam la început, nu pot să ratez absolut nimic. Și nu contează că are acum valoare, poate băstă un an, băstă doi, să pune în valoare și de bun augur. Dar ca să ierzi niște bani care vin și să stai, eu când am preluat primăria, am preluat-o fără niciun proiect.